Hello lume, bine v-am găsit la un episod pe canalul Temir. Astăzi o să facem ceva mult mai diferit decât orice am făcut noi până în momentul de față. Da. O să vorbim în sfârșit despre un subiect mai serios. Nu să mai facem o dată noi. De ce? Dar ce că e bine? E fain să avem cadre funny. Bine, adevărat. Bun. Bine atunci. Așa o să stai. Hai să stăm toți. Nu mă, ce... Hello lume, bine v-am găsit la încă un episod pe canalul Temirce. Astăzi facem un videoclip nou și anume unul mult mai diferit decât tot ce ați văzut până în momentul de față la noi pe canal. Facem ceva educativ și anume o să vorbim de bacalaureat. Oh, da. Cine știe, probabil sunteți clasa 11, a 10, a 12, a 12, poate, să sperăm. Cu toate astea, bacalaureatul este un subiect foarte important. Bun, aici o să fie întrebarea. Aici. Ok, o să pun acolo. Indiferent, bacul este luat. Am luat bacul. Am luat și eu bacul. Chiar dacă ești, mai de nou, clasa 10-a, 11-a sau poate chiar a 12-a, cu siguranță știi că o să trebuiască să dai un examen final. Examenul matematic. Da. Cum zic profesorii. În orice caz, este destul de important pentru viitorul tău. Cu acea diplomă o să reușești să... Te duci la facultăți, că altceva nu prea ai și să faci cu diploma de bacul, dar sincer. Trecând peste asta, este bacul greu? Depinde. Asta se poate lua într-un mod foarte subiectiv. Da, depinde de tine. Depinde cât de pornit ești să înveți și depinde cât timp îți aloci pentru educație. Am dat bacalaureatul din... Okay. Da, mama. Da, mama. Gen, depinde la Doru dacă vreți sau... Okay. Nu neapărat, nu cum vreți. Ia, spune. Hai, stai. Bice. Ghice-o din de oh. Wildcat. O întrebare destul de des pusă de toți licenii sau de viitorii liceni. Este bacul greu? Da, depinde acum. Cel puțin, uite, eu vin de la un profil real. Eu trebuie să dau bacul din română, matematică și am avut de alegere. Am ales informatică. Pentru mine, chestia asta cu matematica, cu calculele, toate cele, nu mi s-a părut greu. Sunt câteva chestii esențiale care trebuie să le știi și de acolo dezvolți toată chestia. Pe de altă parte, mie personal, mi s-a părut destul de greu să învăț la română. A fost destul de nasoală, mai știu, 16 sau 18 opere au fost per total. Aproximativ multe, 20 multe. Și ceva în total. Aia a fost greu pentru mine să mă pun propriu zis să tocesc. Da, mama! Mamă, ce las toate părțile astea în videoclip. Știu, tot crește așa, știi? A fost un mesaj. De ce n-aveți telefoanele pe mut, man? Pentru că e maică mea. Ok, la tu? La mine e maică mea. Faptul ăsta, că trebuie să tocesc într-un fel, da. Mi-am dat pe spate și a fost destul de copleșitor pentru mine. Cu toate că eu aveam și partea mea personală, business-ul meu în paralel și să mă ocup de toate, a fost un calvar. Dar cu toate astea am reușit să duc la capăt. După părerea mea, partea de... Treia oară. Româna pentru mine a fost ceva special, a fost personal pentru mine cea mai grea materie care s-a dat la bacalaureat din prisma faptului că am avut foarte multe chestii de învățat. Nu am fost ca și mulți ceilalți să ghicesc ce opera ar putea să împice. Eu am luat frumos și le-am învățat pe toate. O să discutăm mai departe câți bani am dat eu la meditații și dacă e bine sau nu să faci meditații în clasa 12-a. Pentru mine română a fost cea mai grea materie. În rest, informatica și matematica au fost clare la ureche. Dar sunt foarte curios părerea voastră la chestia asta. Noi fiind la filologie. Da, e totul alt domeniu. Fiind amândoi transferați, eu am fost transferat de pe un profil și de la un liceu slab. Ea s-a transferat de pe SN. Pentru tine a fost grea româna? Nu. Mie îmi place să citesc și mereu mi-a plăcut să citesc. Pentru BAC n-am citit nicio operă. Asta e partea a doua. Bine, și poeziile, dar am citit Fiona. Iona a fost cea mai frumoasă chestie pe care am citit-o. Dar cred că, cum pentru Darius a fost super ușor la matematică și la informatică, fiind materiile lui de bază, pentru noi a fost foarte ușor la română și la istorie, pentru că la filologia se dă română, istorie și proba la alegere, tot așa, geografie, logică, filozofie, mai multe care sunt. Pentru noi a fost mult mai ușor decât pentru Darius, noi fiind învățați să tocim mult, să citim mult, pentru că pe asta se bazează profilul nostru. Deci, nu știu, pentru mine, nu
nu cred că a fost neapărat ceva greu în special, atâta că la un moment dat aveam niște momente chiar când ne apropiam de bac, când am avut, gen, pur și simplu am vrut să citez și am zis că eu nu mai învăț, nu mai vreau, nu mai pot, vreau să fac orice altceva, e vară, nu mai vreau să mai învăț, dar continuat să... De tot citesc, cu scheme, cu schițe, asta m-a ajutat cel mai mult pe mine. Și mie mi-a fost greu și eu am trecut prin multe momente nasoale, mai ales când mă gândeam că bacalaureatul vine, eu mai aveam de învățat câte 5 opere sau ceva de genul și mai aveam o lună. Pentru mine era, într-un fel, deadline-ul se apropia foarte rapid și na, eram copleșit, dar bine că s-a rezolvat și mi-a picat ceva ce am știut. Într-un fel, asta e cea mai frustrantă parte, când realizezi că mai ai super puțin timp și realizezi asta chiar cu super puțin timp înainte și te gândești, nu am învățat nimic, eu nu știu nimic. Pentru că așa eram și eu. Mă simțeam cumva prost când vedeam că toată lumea în jurul meu știe și toată lumea în jurul meu învață și eram genul că mai este timp și m-am trezit cu o lună înainte sau o lună jumate, nici nu mai știu că iar că am trebuit să învăț. Pentru că la teste, more or less, copiam. Proful de română, dacă aude asta, știți că nu copiam, dar copiam. Și atunci n-am. Nu sunt mai tare, nu sunt mai aproape. Copiam. La mine a fost puțin într-un fel, eu l-am panicat că vine bacul, pentru că eu personal la evaluarea națională nu am avut cea mai frumoasă notă, ca să spun așa, din motive de sănătate, dar asta e a doua parte. Și eram tot cu panica aia și cu frica aia că s-ar putea să se repete la bacalaureat la fel și să iau o notă mică, cu toate că nu aveam nevoie personal de notă mare la bac să ajung la facultatea unde îmi doresc eu, tot era vibe-ul ăla că, bă, uite, ăsta a luat notă mare și eu am luat notă mică, deci sunt cam prostul satului. Cam așa era de societate, să te temi că iei notă mică sau lucruri de genul ăsta, care iară e un element și îți influențează frica. Personal am avut, jonglam cu profesor de română, ca să spun așa. Deci eu în fiecare am avut alt profesor de română. Deci pentru noi a fost greu să ne axăm numai pe un stil de învățare sau pe un stil a unui profesor. Despre învățat, eu sincer m-am apucat la română de învățat cu o lună practic înainte de bac și nu am citit aproape nimica din caiete, pentru că, cum am spus, nu eram obișnuit cu stilul profesorului, deci nu puteam să citesc și să învăț de la el. Așa că am luat pur și simplu vestita carte de eseuri, eseul rapid. Biblia, sincer, pentru Biblia bacului, exact. Și am citit de acolo, mi-am făcut anumite highlight-uri cu ideile principale, le-am trecut pe tablă, treceam ideile principale și basically cam învățam ideile principale și după aia mi-aduceam aminte eu din mintea mea ce se întâmpla. Deci, pentru mine, sincer să fiu, a fost destul de nașpa româna. La istorie îmi plăcea istoria, deci nu a fost greu pentru mine să învăț istorie. Îmi plăceau bătălie, îmi plăcea istoria, îmi plăcea să aflu mai multe. La geografie am luat meditații. Embarrassing. Dar la geografie n-am avut un profesor care să-mi stârnească interesul pentru geografie. Deci, basically, ca să spun așa, la geografie înainte nu mă descurcam, am luat niște meditații și pe aia am fost brici. Pentru mine bacul nu a fost o chestie foarte grea, sincer să fiu așa. Pe ansamblu au fost unele elemente care mi s-au părut grele, dar per total nu mi s-a părut greu bacul. Ai nevoie de meditații ca să iei notă mare? E în esență, am cheltuit aproximativ 7.000-8.000 de roni pe meditații la română și matematică. Asta pentru că eu nu mă simțeam deloc confortabil să învăț la română și știam clar că am nevoie de ajutor. La matematică a fost de rutină, fac din clasa noua. După părerea mea, sunt foarte necesare meditațiile. Mai pe scurt, recomand oricărui licean în clasa 12-a măcar să facă meditații unde nu se simte pregătit. Eu nu m-am simțit deloc pregătit la limba și literatura română și de-aia am ales opțiunea asta. Sunt alte opțiuni și mai ieftine, cum ar fi să înveți singur. Doar pentru mine, asta a fost cel mai eficient mod posibil. Pentru că aveam orele de meditații sub formă următoare. Dânsa nu-mi zicea într-un fel totul motamo. Îmi dădea totuși câteva chestii esențiale de învățat și după aceea eu singur dezvoltam. Într-un fel aveam tot timpul un dialog cu doamna. Să-ți dea acolo, da, fișe și tu să memorezi voi pe sână viitoare, cred că mult mai bine. Sunt conștient că exact ce ai spus tu mai devreme găseam pe internet gratis, dar pentru a le pune în aplicare pentru mine
soluția asta a fost dumnezeiască, pot spune. Dar sunt curios acum de voi. Tu ai luat doar la geogra. Da. Părerea ta despre meditații. Deci, cum am mai zis și înainte, încă din clasele mici eram praf la geografie. Nu-mi plăcea cu geografia deloc. În clasa nouă am avut noroc că făceam școală din părți. Dar a venit momentul în care trebuia să ne alegem la ce dăm bacul, a treia opțiune. Voiam să dau la psihologie. Am aflat de la mai multe persoane că este foarte mult de învățat, chiar dacă majoritatea bacalaureatului este grilă. Am luat meditații, 2 ore de meditații costau 60 de lei, deci nu era ceva foarte scump, 30 de lei pe oră, și în acele 2 ore făceam vreo 4 bacuri întregi, ca să spun așa. Deci, și am ajuns la o performanță, am ajuns de la nivelul de aproape fi corigent la lua peste 9 în bac. Și mi se pare o săritură destul de mare, având în vedere că am luat meditații numai începând din al 2-lea semestru. În rest, nu am luat meditații nici la română în viața mea, nici la istorie. La română am avut cartea de eseuri, cum am spus, Biblia elevilor, și mi s-a părut destul de ok, având în vedere că învăț sistematic. Mi s-a părut ok să aleg niște idei principale. Personal, nu cred că îți trebuie meditații dacă te apuci de învățat de când ești mic. Poți să te menții. Am prieteni care nu au luat meditații și au luat note foarte mari. Da, deci eu nu am luat meditații la nimic. Pentru clasa 12 nu mi-a trebuit. Inițial, singurul motiv pentru care aș fi vrut eu să iau meditații, și anume la română, a fost pentru că eram mult prea leneșă să învăț și știam că în momentul în care dau niște bani și cineva mă împinge de la spate, atunci eventual da, gen, o să învăț. Adevărat. Da. Deci cam mie de asta mi se pare că sunt făcute meditațiile, pentru că dacă chiar vrei să înveți și gen, ai toate resursele să înveți acasă pe gratis, dar bine, asta în cazul în care nu ești super bâtă și chiar nu te descurci, nu știi cum să înveți. Dacă nu știi cum să înveți, atunci ai nevoie de cineva care să te ajute și în timpul liber să înveți. Dacă nu vă simțiți pregătiți, să nu vă fie teamă să cereți ajutor, să cereți meditații. Eu i-am și zis mamei mele: mama, te rog, cred că o să am nevoie de meditații. Dar până mă ia crezut pe mine și mi-a zis că, bă, fată, ce meditații? Și am luat meditații. Da, am luat peste 9 la toate. Da, da, uite, cum i-a spus odată un om citit, primul lucru pentru a învăța anumite chestii trebuie să înveți să înveți. Adevărat. Eu asta într-un fel am învățat la meditații, să fac într-un fel legăturile dintre opere, că la bază sunt doar câteva trăsături și de acolo iau în ploare. Ei, să înveți să sistematizezi toate. Aia, da, da, da. Să faci un fel de schiță, un fel de grafic. Să înveți atecele pe de rost comentarii de 2-3 pagini la 20 aproape de opere sau câte sunt. Nu cred că se poate, adică nu știu, la un moment dat ai ajunge să nu mai știi care de la care vine. Și eu am pățit de aia, zic, gen, se încurcă, se amestecă toată informația în cap. Și de aia cel mai bine este să îți faci schițe, tot felul de tabele. Eu așa mi-am făcut, cred că cu o zi înainte de proba la română, și mi-a fost super judecă, mi-a dat în cap să fac doar cu o zi înainte. Dar mi-am făcut câte o schiță pentru fiecare operă cu toate chestiile și, sincer să fiu, aia mi-am adus aminte la BAC. Când eram acolo și am văzut ce operă ne-a picat, am stat și am vizualizat în cap, gen, am văzut pur și simplu toată foaia aia pe care am scris-o despre opera respectivă, cu toate liniuțe, scheme, săgeți, și pe mine m-a ajutat cel mai mult. Căutați pe net psihotrop. Omul acela este genial. Eu personal, când am primit subiectul în față, direct l-am primit, hopa, întorc foaia și văd acolo George Bacovia, plumb, psihotrop, bun, ciorna, frumos, toată opera am scris-o. Da, am scris toate versurile pe ciorne în primele 3 minute, eu mi-am terminat într-un fel eseu schița. Când am ajuns la subiectul al treilea, eu știam exact ce am de făcut. Vă recomand din tot sufletul. Sunt foarte multe modalități prin care puteți învăța. Aia, da, besides meditații. Mai ales în era tehnologiei. A treia întrebare pe care multă lume o pune este: cam de când ar trebui să mă apuc de învățat? Unii se apucă de la începutul anului, unii se apucă cu 2 ani înainte de bacalaureat, alții se apucă cu 2 săptămâni înainte de bacalaureat. De exemplu, tu, Doro, cu cât timp te-ai băgat să înveți înainte de bacalaureat? Și la română? Și când crezi că ar trebui cei care se uită la videoclip să se apuce? Este, cred că, o diferență între când te-ai apucat tu și când ar trebui să le apuci. Da, da, da. Deci, eu după prima
săptămână de școală, aveam deja prof de meditație la română. De învățat ca lumea, de tot am început luna noiembrie, de atunci am început la română. Până atunci aveam o idee despre opere, astea mai cunoscute, dar nu ajungeam niciodată la un anumit nivel încât să pot să spun că o aprofundez. Asta la română. La matematică este un drum continuu. Cred că din clasa 5 am făcut meditații, dar na, pentru mine au fost de control, pot să spun, meditațiile. Să văd clar că știu și am înțeles bine la școală. Eu nu mă consider cea mai deșteaptă persoană. Nu asimilez informațiile precum le fac alții. Totuși, zic că clasa 12-a undeva, nu chiar o septembrie, din octombrie ar fi cazul să faci într-un fel o schimbare în viața ta și să te apuci propriu zis să înveți, nu să pretinzi că înveți. Acum, în cazul meu a contat și la ce materie m-am apucat de învățat înainte. Dacă e meditații, bineînțeles că o să te apuci de învățat de când e meditații, pentru că ești nevoit să înveți pentru meditații. De exemplu, m-am apucat de învățat cel mai rapid la istorie, pentru că am avut un profesor foarte bun care ne dădea test mereu din toată materia și dacă nu învățai, practic nu treceai anul. Dar, în general, a trebuit să învăț de fiecare dată când dădeam test. Asta a fost cam din octombrie, cum ai spus și tu, a început să ne dea teste de astea criminale, cum le zicea el. Sincer să fiu, am trecut de pragul pe care luam la teste și el a spus că vom trece de pragul acela. La teste luam 7, 8, 9. Acolo era media mea și la bac am luat 9 și. Deci a fost ok. La geografie, cum am spus, de când am început să iau meditații, semestrul al doilea. La geografie nu este o materie foarte amplă, deci nu prea ai foarte multe să înveți. Trebuie să vizualizezi mai mult totul. La română am făcut prostia să mă apuc de învățat foarte târziu eu. M-am apucat cu aproximativ o lună înainte de bac să învăț la română, dar dacă ar trebui să aleg o dată aproximativă de când ar trebui să înveți, ar fi cam octombrie, noiembrie. Nu cred că ar trebui să te stresezi fix când începe a 12-a cu învățatul. Ideea este să nu te încarci cu învățat pe zi. Am avut unele persoane care de atunci, din noiembrie, decembrie, au venit la mine și au spus că eu am învățat deja jumate din opere și eram gen, what the fuck? Calmează-te. Adică da, e adevărat că unele opere nu le faci în a 12-a și da, poate le reții, numai că le repeți, nu le înveți atunci. Și cam asta zic, deci na, octombrie, noiembrie, cam acolo ar trebui să te apuci de învățat. Eu, inițial, am zis că mă apuc de învățat de când am terminat clasa 11-a. Am citit odată, cred, am avut o tentativă de a face un eseu, încă pe atunci nu știam ce, cum ar trebui să arate un eseu. Și am zis, da, lasă. Și, de fapt, cred că am mai avut pe parcursul anului tentative de a mă apuca de învățat. Știu că îl stresam pe Steve, să îi ziceam, deci te rog frumos, pune-mă, nu mai vorbi cu mine dacă nu fac măcar un eseu sau două pe zi. Gen, te rog frumos, stresează-mă. Și bineînțeles că nu m-a stresat nici el, nu m-a stresat nici eu. Adică. M-a stresat, dar n-a făcut. Eu nu, eram, mă mințeam singură, gen, ziceam că învăț, dar nu, n-a. Și cred că m-am apucat de învățat la română undeva la vreo două luni jumate. Cred că undeva pe la două luni și m-am apucat să învăț la română. Pentru că tot așa eram stresată de faptul că vedeam că toată lumea știe și eu nu știam. Eu nu știam să fac un eseu. Deci eu nu am știut să fac un eseu pentru că la teste tot ce făceam era să copiez. Și atunci normal că n-am învățat să fac un eseu. Și după aia la istorie, cred că mai repede decât la română. Sincer, mi-era mai frică la istorie decât la română. Și la geografie cu o zi înainte. Adică cu o zi înainte am învățat chestiile pe care, de care foarte mult din subiect depind. Dar ca să rezum toată chestia asta, cred că un punct bun de a te apuca să înveți, nu știu dacă există un anumit punct, cred că important este să încerci să asimilezi pe tot parcursul anului informațiile, să fii cât mai atent la materiile de bac. La restul nu ar vrea să te stresezi, nu are nicio importanță și profesorii ar trebui să înțeleagă chestia asta. Să încearcă să fii cât mai atent la ore, să răspunzi cât poți, să-ți faci eseuri, să citești dacă ai posibilitatea și să te pui serios pe treabă. Eu zic că nu știu, din al doilea semestru. Eu cam mai am spus că din al doilea semestru mă pun să învăț și cam așa a fost. Deci, da.
Ascultându-te pe tine, mi-am adus și eu aminte că am dat și eu bacul la informatică. Iar pentru bacalaureat, la info, am învățat exact 3 zile. Atâta. Da, dar acolo deja bazele le aveam și mai aveam de repetat, în esență. Nu era mare chestie. Și cu toate astea, chiar dacă am repetat doar 3 zile, am luat cea mai mare notă din toate 3. Dar nu urmăriți sfatul lui Doro, copii. Am zis mai devreme că am știut toate lucrurile de dinainte. Doar le-am repetat. De repetat, da, de repetat puteți. Repetat cu 3 zile înainte, dar nu să învățați cu 3 zile înainte. Ok, cea de-a patra întrebare este: care sunt operele pe care ar trebui să ne focusăm și controversatul subiect Reddit cu sursele alea sigure? Ca să răspund la prima parte a întrebării, nu cred că există neapărat opere pe care ar trebui să nu le înveți. Eu cred că cel mai bine este oricum să dai așa o citire la comentariile tuturor operelor. Ministerul Educației poate să dea ce vrea el. Din orice, nu are nicio treabă cu ce a picat anul trecut, ce a picat în sesiunea specială, ce a picat nu știu când. Așa ne-am gândit și noi. Am zis că, uite, hai că a picat anul trecut, anul ăsta sigur nu mai pică și ghiciți ce gen chiar a picat, ce am spus noi că s-ar putea să nu mai pice. Și legat de toată chestia asta cu Reddit-ul, cred că asta a fost cea mai mare ironie, cum anii trecuți s-au aflat cumva subiectele totuși. Eu le-am primit și mi-a fost super ciudă și le-am zis colegilor mei, băi, eu le-am primit pe alea de anul trecut și au fost alea bune, zic, haideți că vă fac roșie anul ăsta dacă e. Și fix anul ăsta în care noi am dat, nu s-a dat leak la absolut nimic. Chestia asta este un super mare bullshit. Nu vă irosiți timpul, timp în care ați putea să stați să învățați, să citiți o operă, în speranța că cineva o să vă dea subiectele de-a gata, pentru că este o porcărie totală. Deci, ca să o luăm mai sistematic, pe un plan de idei, la BAC poate să îți dea ori un autor bătut în cuie, ori să-ți ceară numai un gen. De exemplu, poate să-ți pună minim 400 de cuvinte care să aparțină genului liric sau ce mai era, genului dramatic, ori perioadă slash gen, ori să-ți dea un autor bătut în cuie, cum e Bacovia, cum ne-a picat nouă Blaga și ce mai picat în Blaga sau la alegere Arghezi. Cu Arghezi. Tot și vouă... poți să-ți dea doi autori. Exact. Și vouă va pica Bacovia cu încă cineva, numai știu exact cu cine. Barbu. Așa. Este bine să știi una din fiecare. Principalele se dau de obicei gen... Numărele știu pe toate, așa. Sunt unele care se dau foarte mult, gen nu prea se dă, de exemplu, Barbu nu prea se dă... A picat doi ani, da. A picat anul trecut și anul ăsta, mă rog, anul ăsta când am dat noi. Da. Deci vara asta și vara trecută, numai că înainte nu se prea a pica, pentru că este o operă foarte grea, gen Barbu este greu, gen Barbu cred că... majoritatea persoanelor spune că e greu pentru că Barbu era matematician, frate, și să te duci la filo să dai Barbu care îți povestește de nu știu ce dimensiuni și alte chestii este complicat. Dar, da, basically n-ar trebui să te focusezi neapărat numai pe unele și să le lași celelalte pe celelalte, ar trebui să le repeți pe toate, înveți planul de idei măcar de la toate, dacă nu să citești tot comentariul. Nu, nu stați pe Reddit în mai puțin de jumătate de oră. Știam că am de învățat vreo 4 opere. Exact. De învățat, de repetat. Este de fel un grup pe Discord unde oamenii fără un anumit filtru intră și poate să dizvulge orice tâmpenie posibilă. Chestia e că oricine poate să ghicească pe Reddit și eu dacă mă duc pe Reddit pot să spun că bă, ce aveți, pică la sigur. Și toată lumea se poate lua după mine și după aia nu pică ăla și spun țeapă fraierilor. A fost și la istorie, a fost așa, toată lumea spunea că pică, nu știu ce Dumnezeu, spunea comunismul, toată lumea spunea că pică comunismul și după aia unul random care chiar avea idee despre ce vorbește sau mă rog, poate a ghicit și el, nu știu, dar el a spus că ce aveți că pică iar evul mediu, a picat evul mediu iarăși ca și la olimpici. Practic nu ai de ce să-ți pierzi timpul pe Reddit, n-ai de ce să-ți pierzi timpul pe Reddit pentru că nimica nu este sigur acolo. Toată lumea falsifică la caterincă, subiecte să arate la fel ca cele date de minister, să zică
cred că sunt cele votate și toată lumea crede că wow, trebuie să aștepți cu două zile înainte să se dea bacul, că atunci sunt alea sigure. Seara înainte, la 5 dimineața. Exact. La... Long story short, nu vă bazați pe Reddit, Discord, etc. și învățați cel puțin planul de idei la fiecare operă. Întrebarea numărul 5, sunt importate competențele și sunt grele sau nu? Competențele erau grele acum 5-6 ani când trebuia să răspunzi dintr-o operă, ți se puneau anumite întrebări dintr-o operă. De exemplu, de ce a tăiat Moromete Salcâlmul? Acum sunt foarte basic și cam toată lumea le ia. La română îți dă un text foarte basic pe care trebuie să-l citești și se punctează cât de bine îl citești și cât de cursiv. Te întreabă dacă este text informativ, descriptiv, dacă e memorialistic și așa mai departe. Să scrii o compunere despre o anumită, un anumit subiect sau o anumită întrebare. Sunt întrebări foarte simple, oricine i-a avansat. Proba e la fel și la reală. După aia ai proba de tic. La info este mai complex, cam ar trebui, dacă te interesează, să iei punctaj maxim, să repeți puțin. Office-ul, da. Basically, chestiile basic pe care ar trebui să le știi. După aia mai ai engleza, care, dacă nu știi engleză, sincer, nu cred că are sens să iei meditații la engleză. Am avut prieteni și colegi care au luat meditații la engleză pentru că erau ei speriați că o să le afecteze cu ceva engleza. Nu ai nevoie neapărat de engleză. Dacă vrei să te angajezi undeva unde o să ai nevoie de engleză, da, fă meditații dacă crezi că ai nevoie. Strict bug, nu cred că ai nevoie de meditații la engleză. Înainte să povestesc prostia mea care aproape că marca viitorul, vreau să spun că prezența ta la fiecare materie este obligatorie. Zic de prezență că este obligatorie pentru că nu m-am trezit să merg la o probă. Era să fiu dat afară din bacalaureat. De-abia în mijlocul probei m-am trezit, am văzut mesaje pe telefon și mi-a spus să ai picat bacalaureatul. De ce n-ai venit la probă? În secunda 2 m-am panicat, n-am știut ce să fac. Am fost la ISJ. Din și de acolo mi-am înțeles toată situația. Au transmis mai departe cazul la București. Am avut un noroc chior la toată schema. Am dat fix săptămâna aceea proba. Bun, acum vom discuta puțin despre rutina noastră. Poate alegeți ceva de la fiecare să vă ajute. Prima dată am să încep eu. Încă de la început a spus profesorul nostru de istorie să ne facem o rutină, să vedem la ce ore să învățăm și alte lucruri de genul acesta și eu inițial nu l-am ascultat, învățam numai cu o zi înainte de test, cum am spus, cum dădeam test din toată materia. Eu nu pot să învăț sau să lucrez decât seara. Seara este mediul meu de lucru / învățat, mai ales că este vara când majoritatea lumii se pune serios pe învățat. Vara este moleșeală ziua, este căldură foarte mare, personal nu am suportat să învăț pe căldură chiar dacă aveam aer condiționat. Dimineața mă trezeam, mâncam pur și simplu, după aia luam ceva aer curat, stăteam puțin, citeam numai un plan de idei când era zi, pe urmă seara să rețin ceva din planul ăla de idei și să-mi fac o memorie mult mai bună, cam pe la 6, să spunem așa. Cam pe atunci mă apucam eu de învățat. La română treceam lucrurile efectiv de bază. Nu treceam plan de idee sau alte lucruri, treceam pur și simplu autorul, personajele și relația dintre personaje și asta cumva pe mine m-a ajutat să-mi dau seama despre ce operă este vorba. Cum am învățat numai din cartea de eseuri, subliniam numai ideile principale și le repetam în continuu până le rețineam. Iar după ce consideram că le rețineam, pur și simplu încercam să-mi fac eu un plan de idei, cu toate ideile puse la oaltă, dar într-un mod mult mai ușor. La istorie, un lucru pe care îl recomand, la istorie totuși am urmărit niște videoclipuri, pentru că sunt unii oameni care fac pe YouTube videoclipuri pentru BAC. Mă uitam la cele videoclipuri care erau foarte bine structurate. Pe tablă îmi scriam planul de idei, anii, două puncte, ce s-a întâmplat în anul ăla și asta m-a ajutat pe mine foarte mult, sincer să fiu. La geografie, sincer, nu prea făceam mare chestie pe lângă meditații. Deci cam asta a fost rutina mea pentru bacalaureat. Nu recomand fix după ce te duci de la școală acasă să înveți. Nu o să mai ai chef de școală deloc, de adumite de învățat. Într-un fel ai noroc cu faptul că ești designer, oricum ești organizat, ai toate chestiile puse la punct. Eu, care am avut un program mult mai haotic, nu mă puteam baza pe o rutină. La mine a fost în felul următor. Bă, am timp acum să învăț. Mi-am făcut un program de dinainte. Aveam câteva
programe stabilite, bătute în cuie, precum mersul la meditații, antrenamentele de handbal. Când aveam timp, mă puneam și învățam. Vă recomand, dacă e să învățați, să mergeți afară, în natură. Ceva foarte scurt pe care vreau să punctez. Să înveți cu prieteni este destul de benefic, dacă nu stați și frecați mental, ca să zic mai direct. Când am fost eu cu Mia și cu Cezar să învățăm, fiecare a priceput o anumită parte din Iona. Cum de exemplu eu cu Mia am priceput puțin mai bine Iona, puteam să explicăm la Cezar și pe Cezar l-a ajutat asta. El mi-a explicat niște chestii despre enigma Otiliei. A fost mult mai ușor după aceea când m-am apucat de învățat enigma Otiliei, după ce mi-a povestit și Cezar ce se întâmplă. Eu nu am avut nicio rutină de învățat și spre deosebire de acești doi domni care făceau ceva cu viețile lor pe lângă, eu eram o leneșă completă care nu făcea nimic. Aveam o grămadă de timp să învăț, dar gen veneam de la școală și dormeam. Cu câteva, cred că o lună, să zicem două maxim, înainte să se termine școala, profesorii au început să ne lase în orele lor să învățăm, ore care nu erau pentru bacalaureat. Astfel ajungeam să mai fac câte un eseu sau să mai citesc ceva la istorie sau să fac un subiect la geografie. După care ajungeam acasă, dormeam. După aceea am luat câine și trebuia să-mi scot câinele afară. Să combin chestiile astea două, ieșeam cu păturică, caiete, mergeam în parc, vreo 3-4 ore în parc, se bucura și cățelul meu de aer. Da, eu repetam, făceam subiecte și m-a ajutat super mult faptul că eram afară, la aer. Deci mie cel mai mult asta mi-a plăcut. După care, mai ales după ce s-a terminat școala, mă trezeam dimineața și deja mama îmi spunea: pune-te învață, pune-te învață, pune-te învață. De câte ori nu m-am certat cu chestia asta. Știu că pot să pariu că și pe voi părinții vă sesează. Mama îmi zicea: de la școală duci direct acasă, înveți. Și pe mine când ceva mă stresează cu chestii de genul, nu fac. Deci cum am zis, nu am avut nicio rutină. Învățam când aveam chef. Nu faceți asta, vă rog. Deși este super important să luați pauze. Nu ajută deloc dacă stați 8 ore și stați cu ochii în caiet 8 ore, pentru că nu o să rețineți nimic. Trebuie niște pauze, pentru că creierul nostru nu merge într-una numai pe învățat. Aveți grijă să vă hidratați, să mâncați, să nu aveți telefoane. Mie mi-a fost super greu. Știu că și Cezar zicea chestia asta. El în perioada cu bacul și-a dezinstalat absolut toate aplicațiile de pe telefon. A zis că cine vrea să dea de el, pur și simplu doar îl sună. Dar învățați. Am dat asta de bacul. Și suntem și la facultă. Și suntem toți și bugetari. Nu vă stresați prea tare, în sensul în care viața voastră se devine numai du-te acasă, învață, după aia du-te la școală, iarăși învață. Trebuie să ai o notă competitivă, deci trebuie să înveți. Numai să nu te stresezi la modul în care să stai 10 minute și să spui: oh shit, am stat 10 minute și n-am făcut nimic, trebuie să mă apuc de învățat. Una e să te uiți la că a luat cu 9 și tu ai luat 6, dar măcar l-ai luat, aia e gen, na, dai ce să zici. Hai că mi-a venit o idee interesantă. Ia spuneți, la ce facultate ați dat și mai ales de ce? 20 de secunde. La Facultatea de Științe ale Comunicării pe Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, pentru că îmi place foarte mult toată chestia asta cu comunicare și îmi doresc să fiu un PR, pentru că asta fac de ceva timp deja, doar că vreau să fac la un mod mai profesionist. Da, la Facultate de Arte și Design, pe design grafic din cadrul Universității de Vest, pentru că deja eram designer și asta aveam să fac de când eram mic. Iar eu am dat la Facultate de Arte și Design din Timișoara, aceeași ca a ta, doar că pe sectorul de fotografie. De ce? Pentru că fotografia este un alt mod de exprimare și doresc să mă exprim cât se poate de corect. Cam atât a fost pentru episodul ăsta, care s-ar putea să fie destul de lung. Sper că v-a ajutat pe cei de a 12-a sau cei de a 11 sau cei de a 10 sau chiar cei de a 9 sau poate chiar cei de mai mici. Noi am fost Mia, Steve și Doro. Ne vedem în episodul următor. Mircea.